Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și astăzi vreau să vorbesc despre singurul român care a ajuns până acum în spațiu, Dumitru Prunariu. Pe numele său complet, Dumitru Dorin Prunariu, acesta s-a născut la Brașov în 1952. În 1976 a absolvit Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Politehnicii București, specializarea Inginerie Aeronautică. Doar un an mai târziu, în 1977, s-a oferit voluntar alături de alți 150 de candidați pentru a participa în cadrul programului Intercosmos. Acesta a fost un program prin care Uniunea Sovietică permitea prezența în cadrul misiunilor de explorare spațială a personalului forțelor armate din țările membre ale Pactului de la Varșovia. După o selecție și pregătire inițială la noi în țară, la 1 ianuarie 1978 au fost selecționați 3 dintre candidați, printre care și Prunariu. Aceștia au fost apoi trimiși la Moscova pentru o evaluare finală din partea specialiștilor ruși. În cele din urmă, doar 2 dintre candidați, Prunariu și Dediu, au fost selectați pentru a urma programul complex de pregătire pentru a deveni cosmonauți. Această pregătire de specialitate a durat 3 ani și s-a desfășurat în Centrul de Pregătire a Cosmonauților Yuri Gagarin, din orașul Stelar, situat în apropiere de Moscova. Se vede că nu au avut de preîntâmpinat un dezastru planetar, pentru că în această situație ar fi urmat antrenamentul rapid de tip Hollywood. Dreams of an entire planet are focused tonight on those 14. În data de 12 mai 1981, Prunariu a fost confirmat oficial pentru un zbor alături de colonelul Leonid Popov, comandantul sovietic al misiunii. Astfel, în seara de 14 mai 1981, Prunariu și Popov au fost lansați în spațiu la bordul rachetei Soyuz 40, de pe cosmodromul Baikonur din Kazakhstan. După numai 9 minute de la decolare, nava cosmică s-a desprins de ultima treaptă a rachetei, ajungând deja la o viteză de 28.000 de km pe oră, adică 8 km pe secundă. După ce au efectuat 2 manevre de ridicare și corecție a orbitei, în data de 15 mai 1981, nava în care se aflau Prunariu și Popov a realizat juncțiunea cu stația orbitală Salyut 6, unde au fost întâmpinați de alți 2 cosmonauți sovietici, aflați în spațiu încă din luna martie. Așa că, mai mult ca sigur, au sărbătorit cu niște vodcă. Timp de o săptămână, Prunariu a realizat, alături de colegii ruși, 22 de experimente științifice în mai multe domenii de activitate. De asemenea, s-a bucurat și de o priveliște extraordinară a Pământului din spațiu, trecând și pe deasupra României. Durata totală a misiunii a fost de 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, însumând 124 de orbite în jurul Pământului. La momentul respectiv, Prunariu a fost al 103-lea om în spațiu și rămâne până în ziua de astăzi singurul român care a ajuns în spațiu. În zilele noastre, pe lângă bogata sa activitate profesională, Dumitru Prunariu participă la numeroase evenimente, conferințe și discuții în care povestește evenimentul cosmic la care a participat acum 40 de ani. Am avut și eu oportunitatea de a mă întâlni cu domnia sa în mai multe situații, din care vreau să vă relatez 2. Prima a fost în cadrul conferinței naționale Future Law, susținută la Cluj, în perioada 6-8 mai 2019. În cadrul acestei conferințe am fost invitat să susțin o prezentare publică, alături de domnul Prunariu și alți invitați ce au participat la conferință. O altă întâlnire cu singurul cosmonaut român a fost în cadrul conferinței 50 de ani de la primul pas pe lună, organizată de Facultatea de Istorie a Universității din București și susținută în Aula Magna a Facultății de Drept în data de 24 iunie 2019. Aici, la finalul prezentării domnului Prunariu, i-am adresat întrebarea: când credeți că vom vedea următorul român în spațiu? Și l-am mai întrebat și dacă o să se bucure sau nu când se va întâmpla acest lucru. Mi-a răspuns că abia așteaptă ca cineva să-i calce pe urme, dar nu consideră că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Acum voi ce credeți? Spuneți-mi în comentarii când credeți și voi că vom avea următorul român în spațiu și în cadrul cărei misiuni. De asemenea, spuneți-mi pe cine ați vrea voi să trimiteți în spațiu dacă ați avea posibilitatea de a face această alegere. Aștept cu curiozitate răspunsurile voastre. Eu știu pe cine aș vrea să trimit în spațiu, dar asta e altă discuție. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă invit să trimiteți pe orbită și butoanele de like și subscribe. Pentru că, așa cum deja știți, nu durează mai mult de 1,3 secunde. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!